Radu, bine ai venit la provocarea Pambac. Suporterii echipei naționale Under 21 au fost invitați pe pagina de Facebook a echipei naționale să-ți adreseze întrebări. Noi am selectat 10 dintre acestea pe care ți le vom adresa la final, însă am să te rog pe tine să o alegi pe cea mai interesantă pentru a oferi un premiu, un tricou de joc al echipei naționale cu autograful tău. Începem? Okay. Începem. Oprea Laurențiu te întreabă la ce vârstă te-ai apucat de fotbal și de ce? De fotbal m-am apucat la vârsta de 7 ani, din câte mi-aduc aminte, eram clasa 1-a și m-am apucat datorită vărului meu, Vlad Bărbulescu, care el juca la Sportul Studențesc și îți dai seama, când eram mic, l-am văzut, eu am crescut cu el de mic și l-am văzut că este la Sportul Studențesc și m-am dus acolo, alături de el. O întrebare de la Dragoș Axinte. Ai jucat în ultimul an în Serie A, Copa Italia și Champions League. Care este viitoarea competiție în care ți-ar plăcea să joci? Următoarea competiție este campionatul european cu echipa națională. Lucian Olescu. Care a fost reacția ta la primirea primei convocări în echipa națională Under 21? A fost atât bucuros cât și foarte mândru și onorat de această convocare. Și acea primă convocare a venit și cu debutul meu la echipa națională U21 și am fost foarte fericit. În meciul cu Finlanda. Da. Geo Velniceri te întreabă, care moment a fost mai special pentru tine? Debutul la Juventus sau cel de la naționala Under 21 la Europeanul de tineret din acest an? Păi au fost două debuturi oarecum diferite, deoarece cel cu Juventus a avut loc datorită schimbării lui Demiral, neprevăzute, și mi-aduc aminte că eram pe banca de rezervă și Mr. Pirlo s-a întors la mine și mi-a spus Drago, pune-ți ghetele și intră în teren. A fost total neașteptat. Iar cel cu naționala de U21 a fost un moment foarte important pentru mine și nu-l voi uita niciodată. O întrebare de la Balog Ionuț Vlad. Dacă ai putea juca un meci alături de orice jucător din lume, care ar fi acest jucător? Cred că cu Virgil van Dijk. Îmi place foarte mult stilul de joc și mi-ar plăcea să fac un cuplu de fundași cu el. Mihai Adrian te întreabă, dacă ai putea alege orice alți trei apărători să joace alături de tine într-o linie cu patru fundași, pe cine ai alege? Păi o să aleg cu cineva cu care n-am jucat până acum. Aș alege fundaș dreapta Sergio Ramos, când juca fundaș dreapta el. Fundaș central stânga cu mine, Virgil van Dijk, și fundaș stânga, cred că Marcelo. Întrebare de la Cârticioiu Narcis. Unde crezi că ar trebui să lucreze mai mult fotbalistul român și ce nu ar trebui să schimbe? Păi o să încep cu partea pozitivă, adică eu cred că n-ar trebui să schimbe stilul de joc, deoarece noi suntem latini, adică noi jucăm fotbal și trebuie să începem din nou să jucăm fotbal cum o făceam cândva. Iar ce ar trebui să schimbe, părerea mea, este un pic atitudinea și dorința de a depune mai mult efort, adică de a nu ne mulțumim cu puțin. Întrebare de la Andrei Stoica. Care sunt cele mai importante trei calități pe care trebuie să le aibă un fundaș central? Păi, în primul rând, un fundaș central trebuie să fie aproape perfect din punct de vedere pozițional, deoarece există o grămadă de exemple de fundaș central care nu au o viteză foarte bună, dar care stau perfect în teren. Jocul de cap, care este foarte important, și anticiparea. Diana Surde are o curiozitate. Dacă nu deveneai fotbalist, ce carieră crezi că ai fi avut azi? Mi-ar fi plăcut să fiu actor. Și ultima întrebare de la Andrei Chiș. Care ți-e cel mai bun prieten din echipa lui Juventus și dacă ai un idol în fotbal? Juventus, cel mai bun prieten, pot să spun că am mai mulți buni prieteni acolo, adică nu am cel mai bun prieten. Mă înțeleg bine cu mai mulți jucători, dar în mod special cu Chiellini, care mi-a fost mereu alături și care mereu m-a sfătuit în orice domeniu aveam nevoie, atât fotbal cât și umanistic. Iar idolul meu, eu nu am idol, cred că eu sunt singurul idol al meu, pentru că nu mă interesează să copiez pe altcineva, mă interesează doar de mine și să devin eu cât mai bun. Radu, acestea au fost cele 10 întrebări primite de la fani. Acum să te rog pe tine să spui care ți s-a părut cea mai interesantă și să oferim, bineînțeles, premiul.
Cred că prima întrebare a fost foarte interesantă, deoarece este important ca niciodată să nu uiți de unde pleci și să-ți aduci mereu aminte cine a fost sau ce, care a fost motivul pentru care, în cazul meu, am început fotbalul sau în viață mai început un lucru care îți place. Este vorba de Laurențiu Oprea. Felicitări, va primi un tricou al echipei naționale cu semnătura ta. Felicitări!